Salutare, prieten! Aproape că a venit primăvara, uite ce soare blândă primăvara. Hai să mergem la o plimbare, la o mișcare, la un pescuit, la o relaxare pe malul râului. Vom vedea ce o ieși până la urmă, că o ieși doar plimbare și relaxare, costă mai bine. Da? Haideți! Haideți cu mine, hai! Pastărnacu suntem, măi, copii, trecăm pragul acu din Dâmbovița, trec peste râul Cricov. Uite, m-a scos căldura asta din casă, măi. Vremea asta frumoasă, măi, de primăvară, abia aștept să mă duc la pădure, să culeg. Era să zic frace mure, dar nu culegem frace mure, abia aștept să culegem leurdă, deci urzici. Da, și o să vină vremea și aștepii. Și a vârciogilor, și a și fetițele la margine de drum, uite, are și scaunel venit cu el de acasă. Sunt la muncă fetițele, băi, pe marginea drumului. Ei. Asta, băi, și uite, mă duc încoace spre Hăbuț, să mă duc să-mi fac și eu câțiva kilometri de mers pe jos, să fac o mișcare, să prind și un clenuț, că momeală n-am mai luat, am niște ficat. De când am avut o tentativă de pleca la pescuit să tăiată în mare și am niște vermuși, tot atunci, nu știu cum or fi, că n-am avut curajul să le deschid capacul, că posibil am avut undeva în debara, în gura de ventilație și mă gândeam că o să iasă un stol de muște, bă, ce mă umplu de muște. Și de-aia n-am desfăcut. Aia acolo, la malul râului, să vedem ce avem. Ce avem noi aici? Hai? Ce avem? Hai? Celebra replică din filmulețul BD-uri. BD-urile, băi! Da, bă, dar deci eu trebuie să mă duc. Aici, eu trebuie să fac aici dreapta. Am o curbă puternică. Așa, și o să mă duc spre Hăbuț. Superbă, zi, băi, tate, bă. Superbă! Da. Mă duc să mă aeresesc un pic, ia uite coțofana, uite, ce zboară coțofana. Da, bă, tate, și uite, suflă un piculeț vântul, dar eu mă duc prin pădure, prin pădure, pe malul ăla înalt, mă pitulez, mă, de vânt. Da, mă, și uite, că aproape că am ajuns, mă, tate, uite, iată, suntem aici, suntem în Hăbuț, o, ce sătuleț frumos Hăbuțul ăsta, retras cu câteva case, e un cătun, da, uite, și în apă aici, și, da, și în apă aici ajungi și la Ploiești, și la București, și da, dacă faci stânga. Dar și înainte, da, și înainte, tot acolo ajungi, dar e un drum, o porțiune de drum, da,
balastere, de piatră. Nu e un râu, dar e drumul. Dar și unde s-au apucat băieții, cred că le bagă gaze, canalizare, nu știu ce le bagă. Bravo! O să duc, am văzut căldură afară, s-au apucat de treabă. Bravo, bă! Da, bă, tate. Și acum, dacă o-i prinde un peștic, o să vi-l arat, da? O să vi-l arat. Eu o să am de umblat, o să fac kilometri pe hărțișul alea, că îmi place, îmi place efortul ăla care îl fac, da? Mai dau din când în când și la un peștic, da? Nu, da. Sunt atât de bine că eu nu-i rețin și nu-i rețin pe ei, zice asta că păi, mi-e indiferent că-i prind, că nu-i prind, eu nu am, n-am complexul din asta de că să prind, că nu prind, că nu știu ce. Eu sunt mai mult pentru aer, relaxare, da, natură. Natură, dacă ar fi de o buretă, nu ce vom ia acolo, dar nu mai văd ce bureți să mai avem acolo. Da? Nu mai avem ce bureți, că da, e timpul, e între timpuri. Da, mă, copii, hai, bă, băi, ne vedem pe pădure, pe malul Gârlecea, hai că v-am aburit destul. Toate că nu m-ați văzut așa, dar nu m-am arătat la față, dar v-am aburit destul. Bine, mă, tate, hai să oprești și mașina, că e scumpă benzina. Bine, mă, tate, hai, bye-bye! O pisicuță, ce s-a zbârlit la un cățel aici, în dreapta, și uite ce mare și înaltă s-a făcut, da? Asta e armă de apărare, să umflă și aia, să pară mai mare, uite, și la... Lași, aoleu, și cățele a fost frică, a și plecat, a ținut figura, băi, pisicu, bravo, tare, bravo, pisic, a ținut figura, uite, l-ai speriat, uite, au fugit în câmp pământ, da, ori că pisul, cățelul nu i-a păsat de tine, da, bine, mă, hai, bye-bye. O, ce frumos este de pădure aici, uitați-i frumos. O mulțete de pădure. Aici nu mă bate vântul, eu m-am dezbrăcat, m-am pus haina în rucsac, capul gol, mâinile sunt plecate. Ia să-mi uităm la microfonul ăsta. Undeva mai sus. Uitați-vă, microfonul ăsta. Microfonul ăsta, iată, se vede? E, microfonul ăsta e confecționat de mine. Iată, cu clips. Da? Iată. Asta s-a desfăcut de aici. S-a desfăcut. Asta e microfonul de la căști. Asta are sârmă de să îndoaie și cum îl îndoie așa stă. Asta, covrigul ăsta e făcut de mine aici. Aici e desfăcut firele, am lepit, le-am pus cu tub retractabil frumos, cu două dimensiuni l-am făcut așa. Asta, dacă vreau să-l iau, îl dau jos, nu e clipsul. Bă, ce clipsul? Bă. Da, microfonul, că n-am vrut să dau bani pe microfonul ăsta cu fir, că o să-mi iau microfonul, o să iau wireless. Da. N-am mai strâng vreo de bănuți, că, na, banii e cât de cât. Nu e stereo, e mono. Da, uite. Mufă, chestii, socotel, asta e, firul e un metru, are un metru, metru și
Da. Asta am confecționat eu ca să mă cărpesc, da? Ca să mă cărpesc. Sau deja mai mult m-a rupt, dar nu cred, eh? Da? Ia uite. Da, mai tăi, eu știu, să-l agăț în altă parte ca să fiu undeva mai... Că se audă, se audă în Valea Seac. Să se audă ce bombă n-eu, mă, pe aici. Da? Să se audă, voi tate, voi, ce bombă n-eu. Da, l-am pus, e mascat și de barbă, să știți. Barba e lungă și microfonul e mascat de barbă ca să-l... E vorba de... Are pisică, dar îi mai pun și o pisică cu barbă. Ca să... Da, pentru vânt. Pentru vânt. Auzi, bă, că când e vara, când e vara și crește, toate ierburile astea cresc și desișurile, da, sunt înverzite și sunt mai grele și sunt mai apă, ce abia pătruți până desișurile astea faci. Ce? E jale, da? E jale să faci kilometri mulți până desișurile, să faci numai mersul piticului. Ha? Așa, acum sunt ridicate, toată vegetația e ridicată în sus și mergi mai ușor un pic. Ia uite. Au ce faine. Au ce locuri faine. Cricovul Dulce. Cricovul Dulce, aici, în zona asta, nu sunt castori, sunt mai sus. Mai sus s-au invadat și... Și ia la mița. Păi, dacă veneau pescari mai mulți, acum umblă, ba cu halou, ba cu plase, ba cu dracu să iei, Doamne, iartă-mă. Ba cu... Ei, nu, cu curent n-are ce să facă, băi. Că n-are ce consumă curent aiurea. Dar vin cu mâinile, cu ce dracu să mai bagă pe-n băltocele astea. Vânde neavânt ăsta. Nenea vânt ăsta suflă de norocire. Da. Îl lăsăm să sufle, ce zic? Ce să bate, măi, tate? Asta e menirea lui, nu? Dacă eu tot prind microfonul ăsta. Până voi face ce-am povestit, ca să-mi iau ce-mi trebuie, poate mă supăr cu asta aici. Mă, da, suflă vântul, mă. Aaaa. Hai să vedem dacă voi prinde un clanțău. Un clanțău, bă, tate, bă, ia zi. Bă, dar am învățat ca lumea să sufle vântos. Hai să vedem, bă, pun acolo și mănânc. Păi, eu vorbesc singur, nu vorbesc mai singur, nu? Nu vorbesc mai singur. Hai să vedem, asta e. E cald, e bine, cu tot vântul. E februarie. Februarie la început. Și o să mă uit și la vermușe cum sunt. Iată, e schimbat un pic la culoare doar deasupra, dar uitați. E de la Lidl, ăla rezistă mai mult. Ăla de Lidl e mult mai rezistent. Da. Nu miroase, nu miroase, mă, că cred că le pune naibă și naibă le-o fi punând în nici ficatul, nu o să mai strică, mă. Ha? Băi, tate, am părăsit locul ăla. A suflat vântul tare. Tare de tot. Mă duc în sus, încolo, dar o să merg pe malul ei prin pădure pe aici. Poate mai da pe undeva, mă duc pe unde... După vreo curbă, după aia, unde nu o bate vântul să-l... Că, vă dați seama. Mai sunt zile de-astea, nu colaborează pește de nicio culoare. Mai sunt zile, mai ales primăvară. Dar după cum știți, și eu sunt în natură să mă mișc. Să mă mișc, mă, și să observăm natura asta frumoasă. Frumoasă zi.
cu excepția vândă, dar vândă nu e așa. O, e deranjant, uite, mai are pe aici, pe unde sunt eu, prin pădure, n-are. Nici nu se simte aici. Cate că căsesc un loc și uite cum, e, cum ar fi aici. Dar n-am unde, că nu sunt crăcile astea, n-ai. N-am cum să dau, n-am cum să pesc aici. Mă nu mai sus în gol, mai sunt băltoși de-astea. Stau cu alea un pic, stau un pic aici, să văd poate... Uite ce sunt lemne, n-apă sunt, da, mai vedeam pe acolo, pe la apă mică, pe aia, mai îi vedeam, dar acum nu-i văd. Da. Și nu știu, microfonul ăsta al meu acum face, face microfonie cu carbonul, cu un băț de carbon. Face chiuiala aia, știi? Microfonie. Da. Și așa, unde să insiști și să pescui? În apă, că nu se vede niciun peștișor. Da, de-aia zic. Vii la pește și te... Da, că asta e camuflat, dar în mișcare tot îi observam. Dar acum nu se observă nici... Uite, mă uit în par, mă malul altul. Spitulat, eu nu mă... Da, nu se observă niciun pește. Deci că nici nu e. Oi, vedea? Uite, 6 februarie, 7, 29 are luna. Mai sunt vreo, acum, dacă mai ține cald așa, în două săptămâni, natura se trezește. Hai, da. Și așa, deja aud. Deja aud ciripituri. Ciripiturile de păsărele. Da, care... Ia uite. S-aude? Ciri... Ia uite. Păsărele. Da. Începe natura să se trezească, vei, la viață. Frumoasă pădure de plut. Frumoasă pădurice de plut. Dar o distruge, o taie. Bă, că tot taie. Păcate. Om. Distrugător. Cum fut. Da. Ia uite atât ce fain. Ia uite atât. Uite atât ce zonă. Ce zonă faină. Trebuie să iasă eclene de unde stau ei, că... Ia, să încerc, poate încerc cu ea, că e foarte liniștită apă, dar nu, dacă n-au mai făcut nimeni nimic. N-au mai contribuit nimeni, n-au mai tăiat o cracă, o... Asta, na. Ce să... Cum să dai? Și nu mă duc, ar putea să pese de aici, de margine, dar... Dar e... la unecuș. Vezi ce zic? E la unecuș.
Hai să zic, hai să zic, să încerc. Asta e uscat, uite, asta e uscat. Asta e tot. Da, și o să o tai câte scurte. Hai și o să o desfac ăla un pic, bă, tu și o să dau o dată de două. Da. Da. O să fac aici un loc sur. Cot firizul, cum îi spune pe la... Cum îi spune pe la... Prin banat. Fierastrăul sau firizul. Firiz. Da. Și eu să scot cu toate că eu nu văd niciun peșter, dar e o zonă foarte bună și poate o să mai vin și o să găsesc locul făcut. Da. Iasă. Asta, asta e un pic. Da, să o să tai. E uscat. E uscat asta. Da, atât ca să pot să... Gata, băi, mi-a făcut un pic de loc. În sus, am văzut ce zboară avioane. Hai. În sus, ca să pot să pescui ceva. Vedeți, îmi strâng scula, uite-te. Am strâns-o. O agăț, măi, ce... O agăț. Fac, frumos. Și, și cum o să pescui? Când ai mai venit, probabil că mai găsesc, o să mai găsesc, sau mai vin băștina și așa. O să fie bucuros că găsesc un loc făcut. Da. Și... Asta e. Da. Unde să fac aici, o să dau o dată de două ori. Da. E liniștită, nu suflă mister vânt. Da, mă, da. V-am spus că nu trag speranțe să cine știe ce, dar... Da. Uite, mai faci un loc, mai te miști, faci mișcare, tragi de fiare, de lemne, de ce s-o fi pe aici. Fiare, lemne. Da, da. Da, cu fierăstrău nu faci nici gălăgii, că ar fi putut, am o machetă care ar fi putut să o iau, să o tai, să o iau, da? Mie mai la îndemână, fierăstrău s-a agățat tot timpul. Probabil că o să mai fluire iar asta că am spus că de la carbon să zice, să face microfonie. Da. Ia să vedem o viermi. Ia să vedem viermoșii, ce s-a întâmplat? Bă, eu ce bine au stăm. Eu ce bine l-am pus mălai, da? Și ăsta de mai multe zile. L-am pus mălai și eu ce bine au stat. Ăștia nu i-am pus afară, că înghețau. I-am pus în debara la o... la ventilație acolo. Dar eu încerc-o cu ficat. Eu sunt îmbrăcat în alb. Am o bluză albă exact ca se mânca un urs polar. Da, mă, ia să coborăm, mă, după malul lăt. Păi ce n-am cu. Hai cu marine, aici. Marine, marine, măi marine, măi marine. Păi marine, măi marine, ia. Ia să vedem, măi, măi, mărini. Măi, mărini, măi, mărini. Da. Nu pe aici, pe aici. Cobor pe aici. Ia să vedem, avem și o liană aici. Dar nu prea cred că mă găseam. Uite așa. Să facem eschibiții de acolo, acolo pot să mă duc în fund, pe noroi la... Uite, e, v-am spus, e înghețat deasupra, e dezghețat deasupra, uite, hop! E dezghețat deasupra și la deasupra e mai înghețat. Da? Și
Ce știți și voi când e, cum e, cam cum e. Pescuiesc undeva aici. E, de sus de acolo se vede altfel. Dar nu. Nu e. Nu e chiar convingător locul. Aici ar fi convingător, că uite ce. Uite ce. Ce clin prindeam, mă. Aia cu vă câțiva, măi, tate, băi, da, ficat. Păi ce rupea, mă, rupea duduia, aici era apă mai multă. Da, nu puteai să treci, păi. Ce, măi, tate, mă, tate, de mine, ce clin. Acum nu mai e, na. Mă, dar unde s-o fi băgat, mă, s-o fi retras? O să vin când o să încălzească, când o să despramavăreze, să vedeți câta pudere de pește și obleț și, na, ce mai e, mreană, urgoi, pietruc, sabiță din aia sau oblete, nu știu, sabiță, oblete, e aia cu dunga aia roșie pe parte. Nu sunt oblețe comune, oblețe aia de care îi găsești, e sabița aia. Mânca aia fica la orice, în orice anotimp, orice, nu conta, nu o deranja. Acum, s-a întâmplat nimic. Pe suprafața apei, vezi că, dacă vântul. Ha, uite-vă, că mi-a tras odată, bă. Hai. Mă iau, cred că e oblete, de-aia, sapt. Au, ce dans. Top. Asta e clenut, mă. Hai, mă, tate, că... Uite-o, mă. Ce ziceam noi, măi, tate, băi, ia uite-vă un clenut. Ia uite-vă, noi numai... Uite-vă, măi, tate, băi, ia uite-vă clenutul, băi. Noi numai, nu țupă-i numai, tate. Iată. Ia uite-l, măi, frumos, dă-i el, măi, mă, măcatar, tata, unde stai, mă, tu, că nu te observi, nu te vezi prin apă de lume, așa de camuflat ești. Uite, are culoarea asta și cu napă, atât de camuflat și, bă, hai că, uite, măi, dacă n-ai vrut să puteai să înghiți, e ficățel. Hai, ia fiat, hai, mă, că trau de mă, hai, mă, să te eliberezi frumos, așa. Hai, ia-te, mă, ia-te, mă, ia-te, mă, ia. Uite, mă, tată, uite-mă. Uite-mă, tată, uite-mă, dacă vulpea sau cine își face gaură, uite, unde la ce nivel, ha? Și coboară, uite, pe acolo, top, și uite unde și-a făcut, ha? Ia, 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 ia
cald. A fost nerăbdător. Mă, dar aia înseamnă că chiar acolo vreau să mai dau o dată de două ori, azi. Deci... mă încurca pe mine aici, mă încurcă crăcile astea aici. Care o să le tai. Uite. A, o tai, o tai așa, uite, frumos. E, e verde, așa e verde. Am altul și mai mare, dar ăla, ăla nu se strânge, se strânge ca briceagul ăsta, se bagă în... Dar e foarte bun. Drujba manual. Nu faci gălăgie. Știți ce zic? Uite, uite. Uite. Ca să pescuim în bună. Uite. Uite ce am uitat. Foarte bună, foarte bună. Lasă-l oprim. Uite așa, a făcut-o mă pe școală. Uite ce am uitat. Ia să vedem, mai avea unul. Să mă pun jos ca să nu mai apar pe, pe, pe malul apei. Așa, așa, mă pun pe scaunul aici. Pe scaunul, că n-apar, mai apar ca un urs polar pe malul apei. Da? Am plecat, că de regulă nu prea luam în albe pe mine, da. Acum asta, asta am niște buzunare care stă foarte bine, bateria și ce îmi trebuie mie pe aici, pe la... a filmare și de-aia am luat. Că eu sunt de regulă mai cam un flat așa. Da. Ia uite. Deja a început iar un dans. Deci ei sunt acolo, dar nu-i vede. Gata de... camuflat sunt. Deci, s-a aduce spre apus soarele. Da. Mister. Auzi pițigoiu. Ia auzi piții. Piții, piții. Să fim sănătoși cu toții, băi! Sănătoși cu toții!
maxim. E da. Acum am ieșit cât ai putea. Mama. Ia să te mă loc. Uite aici m-a așteptat locul, băi, să-l bag, să-l bag frumos și la asta pe spate. Păi da, băi, ajută-mă copii! La toată lumea!